Spuneți-ne cum ați ajuns în momentul actual al carierei, din T0 în T1. Care au fost punctele importante în viață? Am stat și m-am gândit când am acceptat interviul ce anume să spun în așa fel încât oamenii să tragă o concluzie corectă, rezonabilă și de perspectivă pe baza poveștii mele de carieră. Este cel mai dificil răspuns pe care pot să-l dau, pentru că am ajuns aici fără ca eu să-mi propun în mod explicit acum 10 ani, acum 5 ani, acum 20 de ani. Eu mi-am propus alte obiective acum 20 de ani, care păreau futuriste, utopice, nerealizabile. Pe alea le-am îndeplinit cu aproximație cam atunci când mi le-am propus. Cele care păreau a fi mai simple sau care erau mai la îndemână au apărut mult mai târziu. Asta ar fi o primă ciudățenie, că mi s-a confirmat că atunci când îți propui un lucru în privința carierei, dacă ești dotat, pregătit și evaluezi corect ce poți sau unde poți să ajungi, ți se întâmplă. Eu mi-am dorit să ajung în diplomație și să conduc o misiune diplomatică. S-a întâmplat acest lucru. Mi-am propus ca până la 33 de ani să am o oportunitate la nivelul instituțiilor publice cât mai valoroasă posibil din punct de vedere al carierei și mi s-a întâmplat acest lucru lucrând în Guvernul României. Mi-am propus să merg în Statele Unite și să devin un român care lucrează în Statele Unite, mi s-a împlinit și acest, nu vis, că nu erau vise, adică nu eram un om care îmi doream doar de dragul de a face ceva. Pur și simplu îmi propuneam acest lucru din punct de vedere al carierei, al împlinirii mele profesional. Pentru mine, plecarea în Statele Unite a fost punctul care mi-a schimbat viața. De ce? Pentru că în momentul ăla mi s-au confirmat toate preocupările mele care erau interne, pe care nu mi le confirma nimeni și nici nu aveam încredere în alți oameni care trăiau în România, pentru că nu erau educați în acel spirit occidental. Și pe de altă parte, mi-am reînceput viața profesională cu noile sentimente, noile metode de a gândi cariera preluate din societatea americană. De exemplu, de atunci mi-am propus ca la fiecare 2 ani să-mi fac o evaluare de parcurs și să-mi stabilesc o țintă nu la 10 ani, nu la 5 ani. Ținta la 2 ani este foarte importantă, pentru că te focusezi pe ea și știi că ai niște etape de parcurs și îți stabilești și termenele. Sigur că ele poate nu se vor realiza, dar tu ai un plan. Tu știi că planul ăla se pune în aplicare. Dacă îți faci o țintă mult prea puțin realistă sau dacă este utopică de-a dreptul, atunci, într-adevăr, vei fi dezamăgit când vei ajunge la cei 2 ani. Eu recunosc că poate am fost norocos, poate nu. Eu aș zice că nu. La fiecare 2 ani, ținta mea s-a atins. Cât de greu a fost? Este cel mai greu lucru să te bați pentru a câștiga încă o poziție, pentru a avansa măcar un pic. Tot americanii m-au învățat următorul lucru. Nu poți să stai în aceeași funcție dacă simți că este maximul din funcția respectivă. Funcție nu în sensul de acel job, acea poziție. Dacă simți că nu ești mulțumit cu tine. Dacă simți că ai atins limita superioară. Unele funcții, unele joburi sunt joburi de parcurs lung, da? Pentru ele te lupți 10 ani și nu poți să pleci după 2 ani, evident. Dar ele întotdeauna au o alternativă, au un lateral în care te poți duce. Deci nu trebuie să fii director acolo, dar poți să fii director dincolo. Nu trebuie să fii șeful unui compartiment sau unui colectiv 5 ani într-un loc și după aceea n-ai unde să mai avansezi, că nu mai există. Poți să te gândești să-ți schimbi jobul ducându-te undeva unde se lucrează mult mai, se lucrează multidisciplinar și cunoștințele tale acumulate și felul în care tu te asociezi cu oamenii și cu organizațiile, pentru că și asta e important, să ai mare grijă unde lucrezi, că îți vine din spate tot ce ai făcut, tot istoricul tău
devine prezent atunci când te duci să te angajezi undeva. Deci dacă nu faci lucrurile acestea, începi să te plafonezi sau începi să fii nefericit. Când ați câștigat primii bani în tinerețe? Când am câștigat primii bani? La 16 ani. Era pe vremea lui Ceaușescu, mi-aduc aminte foarte bine, eram un copil sărac, n-aveam decât un părinte, celălalt a murit și am trăit numai cu mama. Și mama mea nu avea bani, a trebuit să mă întrețin relativ singur, nu pot să spun că chiar de grav era, dar am simțit de la 16 ani ce înseamnă să îmi câștig bani. Și m-am dus și am lucrat ca arhivar la o instituție publică, la vremea aceea toate erau publice, dar stăteam printre dosare, rafturi și mergeam pe drumul așa, erau la arhivele publice și știu că, sau naționale, și știu că stăteam tot timpul cu dosarele în mână și mă chineam ca să câștig 1200 de lei la vremea aceea a fost, într-o lună. Cu banii aceia am reușit să mă duc câteva zile la mare. A fost prima mea vacanță. Acum, dacă ar fi să dați un sfat unui tânăr care zice vreau să fac și să dreg, și, dar nu știu ce, care ar fi trei lucruri care le-ați recomanda? În primul rând, eu am văzut foarte des acest lucru și eu am simțit pe pielea mea. La un moment dat eram supracalificat, făcusem foarte multe lucruri, tocmai pentru că simțeam că trebuie să te pricepi la cât mai multe, dar în sensul profesionist al lucrurilor, nu doar să dai cu nasul pe acolo, să spui că am fost 3 luni acolo, 2 luni acolo, aia e practică, e cu totul altceva. E utilă în Statele Unite, într-adevăr contează, dar în România nu este același lucru. Dacă vrei să avansezi sau să promovezi în România, nu este suficient că ai lucrat în mai multe locuri. Fiindcă la noi birocrația și regulile acestea de angajare sunt revoltătoare. Oamenii sunt luați după ce au făcut în hârtii, nu după ceea ce au făcut ca practică și eventual ce performanțe au și abilități, pentru că la noi nu ești recrutat pentru abilități, mai ales în instituțiile publice. Nimeni nu știe ce abilități ai. Contează doar ce scrie în dosarul tău, atât. Dacă ai foarte multe funcții realizate acolo, bifate, ești bun, dar tu, de fapt, ai avut un acces facil, poate chiar un concurs nepotrivit pentru mulți și doar pentru tine și în momentul ăla tu ai o carieră care crește așa, fără să faci mare lucru. Dar ce le spune lor, celor care încearcă să intre într-o meserie și să crească, ar fi, în primul rând, că dacă nu stabilesc o țintă, sunt deja într-o oarecare derivă. Ținta este măcar un obiectiv pe care tu trebuie să ți-l propui, pentru că altfel vei fi influențabil, vei fi întotdeauna în bătaia vântului. Cineva spune, hai să faci asta, tu vei face acel lucru, după care cealaltă, trece timpul și vei constata că ai făcut mărunțișuri. Mai bine faci un singur lucru și te perfecționezi pe el. Dacă simți că nu ești bun sau că acel loc de muncă nu ți-aduce satisfacție și nici nu ajungi să promovezi, te preocupi să cauți un alt drum. Nu-ți pierde vremea, că devii frustrat. 2 ani sunt suficienți. Asta eu am remarcat că odată la 2 ani se schimbă ceva în România. Nu știu de ce, dar odată la 2 ani se schimbă. Nu la 4 ani, cum se spune în vorba populară, că se schimbă prin alegeri și așa mai departe. Nu. Nu are nicio legătură neapărat cu alegerile. Poate că are cu toată legătură. Mai e o chestiune foarte interesantă. Sunt foarte mulți oameni care își leagă viața de schimbările politice în România. Foarte mulți oameni. Nu știu de ce. Pentru că este cel mai periculos lucru, ca viața ta să depindă de alții. Nu, viața ta depinde de ce vrei tu să faci și trebuie să ai grijă, să ai relațiile potrivite și să te duci în locurile pe care tu chiar crezi că le poți stăpâni. Pentru că să te duci într-o corporație, într-o organizație mare, faimoasă, cu regulile acestea corporative foarte drăguțe, simpatice, nu înseamnă neapărat că vei evolua. Trebuie să fii foarte realist, te gândești care este pasul următor după ce ai intrat acolo. Nu te gândești, am intrat acolo și s-a rezolvat treaba, am suficienți bani cât să-mi plătesc nu știu ce. E ok, dar vei descoperi că banii nu sunt suficienți niciodată și atunci va trebui să cauți momentul sau locul unde îți vei satisface propriile tale dorințe. Da? Dorințele acestea sunt foarte dificile. E vorba de ștachita pe care ți-o pui în viață. Eu mi-am propus să ajung într-un loc și am reușit foarte repede, comparativ cu alții care poate stau o viață, așteaptă să li se întâmple acel lucru. Eu acum mă consider un om realizat, nu simt
nicio presiune, nicio apăsare. Eu acum fac performanță din plăcere, din ambiție profesională și din plăcere. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic, adică nu vreau să demonstrez decât că sunt așa cum sunt eu, valoros sau bun sau potrivit și așa mai departe. Acolo cred că ar trebui să ajungă toți. În momentul ăla se simt împliniți. Ce importanță are etica în activitatea dumneavoastră? Nu e bine să spui acest lucru, dar pentru mine contează foarte mult etica. Etica... De ce zic că nu e bine să spui acest lucru? Pentru că majoritatea sunt ipocriți când spun acest lucru, iar cei care lucrează în business-uri din acestea agresive vor spune că dacă ai prea multe principii nu o să ajungi nicăieri cu ele, fiindcă te vor călca toți în picioare sau partenerii sau adversarii, dacă ai în business, vor încerca să profite pe urma corectitudinii tale. Dar eu cred că etica se împarte în două. Se împarte în etica personală, adică în principiile tale personale care vin din educație, din viața ta în familie, din cultură și din mediul în care trăiești, da? Anturajul. Da? Și este o etică generală, o etică în care tu te integrezi în locul unde lucrezi, în principiile de lucru de acolo, în tipul de comportament care este prestabilit acolo, în relațiile de muncă de acolo. Există companii cu un anumit tip de etică, alte companii sunt poate mai relaxate, altele sunt foarte riguroase. Deci eu văd în două dimensiuni chestiunea aceasta. Cert este că pentru mine etica se reduce în cele din urmă la un bottom line, care spune, fă ceea ce crezi că e bine. Nu o să ne spună nimeni care este regula de moralitate perfectă. Aceea care spune toți trebuie să facem la fel. Aici este o discuție lungă și care nu se va sfârși niciodată. Până unde trebuie să faci un lucru? Care este diferența între bine și rău? Nimeni nu știe să ne spună, fiecare are propria opinie. Eu cred că numai persoana ta, interiorul tău îți va spune... Dacă ai grijă să zici de fiecare dată să încerci să faci bine, că vei reuși să respecti și regulile etice. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care urmăresc acest filmuleț? Cuvântul de încheiere ar fi că trebuie să facă în viață ceea ce își doresc, să creadă că se poate realiza acel lucru. Eu sunt unul dintre cei care am reușit și am avut multe, multe obstacole și din nefericire și foarte mulți oameni care au încercat să mă oprească din drumul meu. De fiecare dată când am ajuns acolo unde mi-am propus, oamenii au descoperit un alt Claudiu Lucaci decât cel care era în percepția lor. De ce au ajuns să vadă un alt Claudiu Lucaci? Pentru că a făcut diferența între cel real și cel inventat. Eu vreau să fiu un om real și sper că toți ceilalți vor reuși să fie ei înșiși și să aibă grijă să nu lasă impresia că sunt altfel. Ei trebuie să lupte să fie aceia care... să știu, care sunt așa cum se văd ei și să încerce să le explice celorlalți, în cazul în care vor ajunge în anumite funcții importante, că este important să vadă în ei ceea ce sunt și nu ceea ce au auzit sau li s-a spus despre ei. Domnule Lucaci, mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc.